Sunt Mihaela, am 42 de ani și nu sunt căsătorită. Așa a fost să fie. De mai multe ori am fost cerut în căsătorie. Chiar și eu am cerut, dar tot nemăritat am rămas. Sincer, acum statutul de femeie căsătorită nu contează pentru mine. Am iubit, am fost iubită și admirată. Am studiat la facultatea la care mulți visau. Am un loc de muncă bun, locuință. Mă ocup de lucrurile care îmi plac. Aproporile despre măritiș au devenit mai frecvente după absolvirea facultății. Eu îmi făceam cariera, iar apropiații își făceau griji că o să rămân singură. Mai pe față, mai pe la spate, au început să apară întrebările legate de căsătorie. Iată dacă ai mai avea și un mire, spuneau ei. La un moment dat cineva m-a întrebat dacă nu sunt pe invers. La petreceri sau întâlniri de familie, mătușile mă luau într-o parte și mă tot sucăiau. Hai, spune-mi, este cineva acolo? Pentru ele, împlinirea unei femei se rezuma la viața petrecută alături de un bărbat. Atât. A urmat perioada când prietenile mamei încercau să-mi fac cunoștință cu tot felul de tipi. Uite, e băiat bun, a absolvit acolo și lucrează dincolo. Mă uitam și mă întrebam, ce-i cu voi? Nunțile erau un alt loc unde eram vorbite și compătimită. Femeile își împingeau cu cotul soții, ea dansează, să nu stea singură. Nimeni nu mă întreba cum mă simt eu. Privirile lor deja le mărâneau. Eu îmi știu valoarea și am știut mereu cum vreau să fie bărbatul care să-mi fie alături. Însă, mi se tot propunea să fac cunoștință cu oricine. Singurul criteriu, să nu fie căsătorit. Nu conta că veneam din lumi diferite și nu aveam interese comune. Într-o bună zi, i-am spus mamei. Nu mă întreba dacă am sau nu pe cineva. Întreabă-mă dacă sunt fericită. Pentru că drumul acesta în căutarea și menținerea fericirii e mult mai important decât acest statut.